Dragii mei, suntem bucuroși în dimineața asta să fim în Eclesia, să continuăm seria de mesaje, fapte care schimbă lumea. Săptămâna trecută am avut un eveniment extraordinar la Expo Arad, un botez nou testamentar. Ne-am bucurat de cei botezați, ne-am bucurat de cei care l-au ales pe Domnul Iisus să fie Domn și Mântuitor în viața lor și care se vor boteza în toamnă. Ne bucurăm de ce a făcut Dumnezeu, dar ne bucurăm și de oamenii care au slujit. De aceea vreau un rând mare de aplauze pentru toți cei implicați în slujirea de la Expo, cu Mihai, manager de proiect, și toată echipa de zeci, dacă nu peste 100 de oameni implicați în toate departamentele. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dragii mei, în dimineața asta vorbim despre mărturia publică creștină. Fapte care schimbă lumea. Lumea din jurul nostru este schimbată de Dumnezeu, dar noi suntem agenții lui Dumnezeu în lume prin care Dumnezeu schimbă lumea și lucrurile din lumea asta. Modul în care îmi trăiesc eu credința, modul în care îți trăiești tu credința, modul în care îți trăiești tu credința, va schimba lumea într-un fel sau în altul. Va schimba lumea în bine sau în rău. Așa că, pentru mesajul de astăzi, deschideți Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la versetul 12, citim de pe Biblii tipărite, tablete, telefoane, ce vreți voi, contează să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în Rod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Ce mărturie publică! Să vezi cât de buni, să-i lauzi, să vorbești despre ei, dar să n-ai curajul să te apropii pentru că sunt prea buni ca și tu să faci parte din acest cerc select. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo, că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și puneau pe paturi, pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Ce mărturie publică, puternică! Adică din cetățile din prejurul Ierusalimului, oamenii alergau la Ierusalim cu bolnavi, cu oamenii care aveau nevoie de vindecare, de eliberare. Îi puneau pe străzi și știau că măcar umbra lui Petru, dacă trece peste ei, oamenii ăștia vor fi schimbați. Ce viață cu Dumnezeu impresionantă! Biserica primară, oameni buni, a impresionat prin expansiunea ei. Datorită acestei mărturii publice creștine, datorită modului în care oamenii aceștia, ucenicii, primii creștini, își trăiau viața, efectiv biserica primară a explodat ca număr. În fapte 2:41, numărul ucenicilor a fost de peste 3.000 de suflete. Apoi în fapte 2:47 citim că în fiecare zi, la numărul acesta de peste 3.000 de suflete, Domnul adăuga oameni. Nu numai duminica, nu numai la serviciile de evangelizare, nu numai la botezuri, ci în fiecare zi noi oameni se converteau. În fapte 4:4 ni se spune că numărul bărbaților credincioși era la peste 5.000, plus femei și copii, probabil că biserica ajunge undeva la 15.000. În fapte 5:14 ne spune Scriptura că biserica se mărea tot mai mult. În fapte 9:31 vedem că cu ajutorul Duhului Sfânt această biserică deja gigantică, mega church, continua să mărească. Iar în fapte 11:21 Luca concluzionează și zice așa: mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Adică pe lângă ăștia 10-15.000, încă un mare număr de oameni se întorc la Dumnezeu. B.H. Carroll, un faimos scholar al Bibliei, spune că la 25 de ani de la fondarea bisericii, de la cinzecime, numărul creștinilor în Ierusalim era de aproximativ 100.000 de oameni. 100.000 de creștini, când populația Ierusalimului la acea vreme, spun istoricii, era de aproape 200.000 de oameni. Adică tot al doilea locuitor al Ierusalimului ajunsese să fie creștin. 50% din populația creștină a Ierusalimului era creștină. De ce? Pentru că oamenii, membrii bisericii primare, aveau o mărturie puternică. Aveau o mărturie puternică creștină atât de tare încât oamenii care veneau și se apropiau rămâneau acolo în biserică. John Watts, în studiul său How to Go Public with Your Faith, cum să trăiești în public cu credința ta, spune că în perioada noastră, în vremea noastră, există trei tipologii de creștini atunci când vine vorba despre modul în care ne trăim credința.
În primul rând, omul acesta care a studiat viața socială a evanghelicilor vorbește despre creștini care își trăiesc credința într-un mod privat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Deși avem prieteni necredincioși, deși suntem înconjurați de diferiți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, refuzăm să vorbim despre ceea ce credem. Considerăm că ea, credința, este o chestiune de inimă și nu trebuie să știe vecinul, nu trebuie să știe prietenul, nu trebuie să știe nimeni despre ce credem noi, credința între noi și Dumnezeu. A doua categorie de creștini, spune Watts, sunt creștinii care trăiesc într-un mod izolat. Oamenii aceștia sunt confortabili să vorbească despre credința lor cu oamenii de lângă ei, însă sunt izolați, sunt ca o insulă într-un ocean. Nu au prieteni, nu au conexiuni cu oamenii necreștini din jurul lor. Nu sunt oameni angajați în relații cu oameni necreștini, ba chiar le evită. Și a treia categorie de creștini sunt creștinii publici, creștinii care vorbesc deschis despre ceea ce cred și sunt foarte ancorați în lumea laică, au prieteni în toate zonele și le vorbesc prietenilor lor despre Dumnezeu. Oare ce zice Biblia? Ce fel de creștini trebuie să fim? Marcu, capitolul 8, versetul 38, spune astfel: pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Biblia afirmă clar, nu doar în versetul ăsta, ci în toată Biblia, că de fapt el, creștinismul, este o credință publică. Noi trebuie să ne trăim credința în public, pentru că noi suntem lumina lumii, sarea pământului și o cetate așezată pe un vârf de munte care nu poate să fie ascunsă. Refuzând să vorbim despre credința noastră, noi privăm oamenii din jurul nostru să-L întâlnească pe Iisus. În momentul în care eu îmi trăiesc credința într-un mod privat, eu privez oamenii din jurul meu să ajungă în cer. Le tai oportunitatea de a-L cunoaște pe Iisus Hristos și de a se mântui. Refuzând să vorbesc despre credința mea prietenilor mei necredincioși, de fapt, eu nu mi-ating scopul pentru care am fost lăsat în lumea asta. Eu am venit în lumea asta pentru că Dumnezeu m-a lăsat aici să mă pregătească pentru cer. A fost un T0 în care m-am întâlnit cu Hristos și am fost mântuit. Și din acel T0, Dumnezeu m-ar fi putut deja lua în cer și să mă duc în împărăția Lui. Dar de la acel T0 până la TN în care sunt astăzi, Dumnezeu m-a mai lăsat să trăiesc în lumea asta, să fiu agentul de marketing al Lui Dumnezeu. Agentul de marketing al împărăției Lui Dumnezeu. Să fiu lucrător împreună cu Dumnezeu și să duc vestea despre mântuire și împărăție mai departe. În momentul în care tac, în momentul în care vreau să-mi trăiesc credința privat și nu vorbesc cu nimeni despre ceea ce cred și despre Iisus Mântuitorul meu, eu de fapt nu mi-ating scopul pentru care Dumnezeu m-a lăsat în lumea asta după momentul nașterii mele din nou. O să vorbim astăzi, oameni buni, despre cum să ne trăim credința în mod public în două zone. În primul rând, în viața de familie și în al doilea rând, în mediul online. O să-mi spuneți, Oti, cum le-ai nimerit astea două? Care e logica? Adică ce are credința în viața de familie cu credința în mediul online? Oameni buni, din punct de vedere sociologic, noi influențăm în cercuri concentrice. Primul cerc concentric din jurul tău este familia ta. Oamenii cu care petreci cel mai mult timp, soțul, soția și așa mai departe, copiii, bunicii și oamenii de lângă tine. Prima dată influențezi aici, acasă la tine. Teoretic, al doilea cerc concentric ar fi oamenii de la muncă, vecinii care sunt în apropierea ta, apoi oamenii din biserică și așa mai departe. Însă, în ultimii 10 ani această paradigmă s-a schimbat. Odată cu evoluția internetului, al doilea cerc concentric ca influență nu mai sunt vecinii, omul care stă la ușa cealaltă, la apartamentul de la 10 metri de tine, ci sunt oamenii din online. De ce? Pentru că online-ul, telefonul e cu tine în dormitor, e cu tine în cameră, e cu tine mai mult timp decât e vecinul care stă la ușa următoare a apartamentului tău. Petreci mai multă viață în mediul online decât cu oamenii apropiați în al doilea cerc concentric. De aceea am ales în dimineața asta să vă vorbesc despre mărturia noastră publică în viața de familie și apoi în viața online, pentru că înainte de a vorbi cu vecinul din stânga casei mele sau din dreapta casei mele, vorbesc ore întregi, comunic, transmit, share-uiesc sau fac orice alte chestii de zonă de comunicare online în mediul acesta de social media pe platforme, la fel ca și voi. E deosebit de important să începem din Ierusalimul vieții noastre, din Iudeea vieții noastre, apoi Samaria și apoi până la marginile pământului. Primul lucru, vorbim despre mărturia publică, cum ne trăim credința în viața de familie.
empiric, experimental, statistic, dacă sunteți sinceri cu voi și vă uitați la 10 păstori pe care îi cunoașteți, la 10 cântăreți pe care îi cunoașteți, la 10 oameni pe care îi cunoașteți foarte activ în viața bisericii, implicați foarte activ, veți remarca un lucru tragic, și anume că din 10 oameni, cel puțin la 9 dintre ei, unul din copii, ajunși adult, refuză să mai vină la biserică. În limbaj pocăiesc, îi zice fiul risipitor. Adică el, păstor, om pocăit, își trăiește credința, cresc pruncii și cel puțin unul nu mai vine la adunare. Adică el, cântăreț, slujitor, diacon, prezbiter, om care vine la biserică, om al rugăciunii, ajunge să-și crească pruncii și cel puțin un copil refuză să mai vină la biserică. Este o statistică, este o tragedie, este o realitate despre care trebuie să vorbim, deși nu ne place. Oameni buni, aici are de-a face cu mărturia publică în viața de familie. Biblia vorbește despre această tragedie și ne dă câteva direcții la care ne vom referi în dimineața aceasta. 1 Samuel, capitolul 2, cu 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Fiți atenți. Am zis așa, fiii lui Eli erau oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul și totuși erau preoți, da? Așa zice textul. Și iată care era felul de purtare a acestor preoți față de popor. Deși nu-l cunoșteau pe Domnul, deși erau răi, aveau un fel de purtare și erau preoți. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului, în clipa în care se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, o vrea în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. 1 Samuel 2, 22. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară, la ușa cortului întâlnirii. El a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflau de la tot poporul, căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre. Ce realitate cruntă! Tata să fie mare preot, nu? Alesul lui Dumnezeu, în vremea aceea intermediarul între Dumnezeu și popor, cel care ducea jertfa de ispășire. Pruncii să fie în biserică, crescuți lângă tata, mare preot, și pruncii îl vedeau pe tata că merge la templu, merge la cort, merge să aducă jertfe în fiecare zi. Tot neamul, toată lumea vorbeau despre cine e tata. Pruncii ajung să știe despre Dumnezeu, să învețe legea lui Dumnezeu, să pună întrebări, tata să le răspundă. Pruncii ajung oameni mari, își fac școlile și învață extrem de multe lucruri despre Dumnezeu. Și când Dumnezeu se uită la ei, zice așa, fiii lui Eli sunt oameni răi, fiii lui Eli sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, fiii lui Eli fură din jertfa care trebuia mistuită pentru Dumnezeu, bagă mâna în lucrurile lui Dumnezeu și fiii lui Eli se culcă cu femeile care slujeau la ușa cortului. Marea problemă a fiilor lui Eli era că ei știau extrem de multe despre Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau personal pe Dumnezeu. Fiii lui Eli cunoșteau extrem de multe lucruri despre Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. De mici acasă au pus întrebări, Eli le-a spus cine-i Dumnezeu. La 12 ani era sărbătoarea Bar Mitzvah, în care ei trebuiau să dea dovadă că știu Tora, că știu legea și au trecut testul ăsta. Ba mai mult, ca să fie preoți trebuiau să cunoască rânduielile lui Dumnezeu și au cunoscut rânduielile lui Dumnezeu. Dar fiii lui Eli nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. De ce se întâmplă astfel de lucruri în viața familiilor creștine? Că nu se întâmplă numai în viața păstorilor, se întâmplă și în viața cântăreților și a oamenilor dedicați ai rugăciunii și a oamenilor care postesc și a oamenilor care stau la ușă și a oamenilor care slujesc. De ce se întâmplă astfel de tragedii? Să crească pruncii, să fie în biserică, să facă slujire în biserică, să nu-L cunoască pe Dumnezeu, să fie oameni răi și oameni, copiii aceștia răi, să păcătuiască flagrant în văzul mulțimii și să nu le fie teamă? Știți de ce se întâmplă toate lucrurile astea? Pentru că de foarte multe ori suntem extrem de intenționali cu oamenii din jurul nostru să le prezentăm pe Iisus, să evangelizăm și să-L punem pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima lor. Și suntem extrem de ignoranți cu privire la pruncii noștri. Ca și Eli, și noi considerăm că dacă pruncul s-a născut în familia noastră, dacă vine la biserică, dacă merge la școala duminicală, el are o relație cu Iisus. El nu are nicio relație cu Iisus, oameni buni. Copilul poate să știe extrem de multe despre Iisus, extrem de multe informații, dar noi trebuie să fim
intenționali, așa cum vorbim unor oameni despre Iisus, așa cum îi punem în genunchi, ne punem mâinile peste ei și ne rugăm pentru ei, asta trebuie să facem și cu copiii noștri. Nu putem presupune că dacă pruncul s-a născut într-o familie de pocăiți, el va fi pocăit. Că dacă îl duc dimineața cu mine la biserică și stă la școala duminicală sau în sală, el are o relație cu Dumnezeu. El a presupus lucrurile astea și cum pruncii s-au făcut mari, a explodat toate lucrurile și Dumnezeu s-a judecat cu ei și Dumnezeu i-a omorât într-un fel crud. Va trebui și noi, oameni buni, ca în mărturia noastră publică să fim mai intenționali în viața copiilor noștri, în ceea ce facem cu copiii noștri. Am citit un studiu făcut de Barna Group. Barna Group este cel mai mare institut de cercetare care se ocupă cu zona asta creștină și cu viața bisericii. Auziți ce zic cei de la Barna Group? Probabilitatea ca un copil evangelizat să-L primească pe Domnul Iisus în inima lui este de 32% din copiii evangelizați cu vârsta între 5 și 12 ani. Când pruncul are între 5 și 12 ani, îi spui de Iisus, îl pui să se roage, să-L cheme pe Iisus în inima lui, 32% ajung la nașterea din nou, ajung să rodească, ajung o viață creștină autentică. Dacă copilul a trecut de 12 ani, între 13 și 18 ani în perioada adolescenței, probabilitatea e de 4%. De la 32 cade la 4. Când copilul crește și ajunge la 19 ani și își mai pune întrebări existențiale, se mai ridică un pic probabilitatea de la 4 la 6. Cu alte cuvinte, dacă copiii nu-L primesc pe Domnul Iisus în inima lor înainte de a ajunge la anii adolescenței, șansele ca ei să facă lucrul acesta mai târziu sunt foarte, foarte mici. Același studiu arată că identitatea religioasă a unui copil, spiritualitatea lui, este conturată până la 13 ani. Până la 13 ani copilul știe dacă crede, dacă nu crede, cine va fi în majoritatea cazurilor. O să spuneți, bine, bine, Oti, dar noi ne facem treaba, noi spunem despre Domnul Iisus, noi trăim într-un anumit fel și apoi îl ducem la școala duminicală și treaba voastră să-L evangelizați, să-L puneți pe Iisus acolo adânc în inima lor. O să vă spun că școala duminicală, în modul în care o practicăm și noi astăzi, a fost fondată în anul 1850 de Moody. Însă scopul lui Moody cu școala duminicală n-a fost pentru copiii pocăiților, a oamenilor din biserică, ci pentru copiii necredincioșilor, necreștinilor, să evangelizeze pe ei, pentru că evangelizarea copiilor din biserică se făcea de către familiile lor. Atunci întrebarea care se pune este: cum să facem lucrul ăsta? Ce trebuie să fac ca El, Iisus, să devină Domnul și Mântuitorul din viața copilului meu? Ce trebuie să fac? Realizez că nu-i destul să-L duc la biserică, nu-i destul să-L pun să se roage, nu-i destul să-L pun să citească din Biblie, nu-i destul că El s-a născut într-o familie de pocăiți. Că noi așa credem. Că dacă pruncul s-a născut la noi în familie, el gata, e pocăit. El gata, l-are pe Domnul Iisus în inimă, că eu cu maică să suntem slujitori și că noi mergem la adunare, vine cu noi și că e treaba bună. La 13 ani o să vedeți că nu-i treaba bună și dacă e extrovertit o să vedeți mai repede și dacă e introvertit pe la 18 va spune: eu nu mai vin cu tine la biserică, fă ce vrei, eu mă plictisesc, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Cum trebuie să ne trăim mărturia publică în familiile noastre ca copiii pe care ne-a dat Dumnezeu să-L aibă ca Domn și Mântuitor? În primul rând, primul sfat: nu creați tensiune între copiii voștri și slujirea în biserică. Nu creați tensiune între copiii voștri și slujirea în biserică. Atunci când pruncii sunt mici, tac, nu? Ne trezim că mergem la biserică. Se trezesc și vin la biserică. Nu mergi să te joci, că mergem la biserică. Nu vin cu tine la fotbal, că trebuie să-mi fac lucrurile alea. Nu mă interesează ce ți-am promis, schimbăm planul, a intervenit altceva. Și copiii tac, că sunt mici. Dar ajung la vremea adolescenței, când copilul nu mai tace. Și copilul spune ce simte. Și la vremea adolescenței realizez că pruncul tău urăște biserica și îl urăște pe Dumnezeu exact din cauza ta. Pentru că ai creat o tensiune între slujirea ta în biserică și viața copilului tău. Copilul tău ajunge să-L urască pe Dumnezeu și să urască biserica pentru că în mintea lui e o tensiune. Eu n-am avut timp să petrec cu tata pentru că biserica mi l-a luat pe tata. Eu n-am avut voie să fac lucrurile astea, că frații de la biserică mă văd că fac lucrurile astea. Eu n-am avut voie să mă duc cu prietenii mei să fac lucrurile astea, pentru că oamenii ăștia zic ceva despre asta. Fără să aibă niciun argument, s-a creat o tensiune între biserică și copil. Și copilul va urâ pe Dumnezeu. Copilul a ajuns adolescent și adult, va zice: nu mai vreau niciodată asta.
Am fost în multe comisii la facultă săptămâna asta, la o perioadă de licență, master, așa mai departe. Povestea unul din colegii mei și a zis, Otim, vorbesc cu un tânăr care a plecat în diaspora și a zis, în veci nu mai vreau să vin în România. Am plecat la muncă în diaspora și în veci nu mai vreau să-mi văd părinții. În veci nu mai vreau să știu de Dumnezeu și de biserică. Ne bătea tata și ne punea să ne rugăm forțat. Ne ducea la biserică cu forța. Făcea o grămadă de lucruri, ne obliga să le facem. Și el nu era așa. Nu mai vreau să știu nimic. A ajuns să-L urască pe Dumnezeu și biserica din cauza unui tată care a creat tensiune. În mediul nostru evanghelic, în mediul nostru bisericesc, vorbim despre două paradigme ale slujirii. Și zicem noi așa. În primul rând e Dumnezeu, apoi biserica și apoi familia, nu? Și noi zicem așa, că slujim lui Dumnezeu, bisericii și familie. Există cealaltă paradigmă în care zice, nu e așa ordinea. Ordinea e Dumnezeu, e familia și biserica. Ei, dacă suntem biblici în dimineața asta, o să vedem că amândouă paradigme ale slujirii sunt greșite. Amândouă nu sunt corecte biblic și teologic. De ce? Pentru că nu-L pot separa pe Dumnezeu de biserică. Pentru că Iisus Hristos este capul bisericii. În momentul în care L-ai separat pe Iisus, pe Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu de slujirea bisericii, L-ai decapitat pe Hristos. N-ai voie să faci, să separi slujirea lui Hristos de slujirea bisericii. Și atunci, oricare din cele două prioritizări, Dumnezeu, biserica, familia, sau Dumnezeu, familia, biserica, este total greșită. Pentru că biserica niciodată nu poate fi separată de capul ei. Și atunci, care e varianta corectă? De a sluji lui Dumnezeu, nu? Astfel încât să nu creezi tensiune între copiii tăi și biserica care e trupul lui Iisus Hristos. Iosua 24:15. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Paradigma biblică este că slujești lui Dumnezeu împreună cu copiii tăi slujind biserica. Dacă biserica e trupul lui Hristos, alături de pruncii mei slujesc lui Dumnezeu slujind trupul lui Hristos biserica. În momentul în care implici copiii tăi în slujire alături de tine, în momentul acela dispare tensiunea între biserică și familie sau dintre copii și biserică. În momentul în care tu te rogi seara și zici, dragii mei, noi slujim împreună lui Dumnezeu, mâine e o zi specială, va trebui să-L onorăm, să-L celebrăm pe Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm pentru ziua de mâine. Mâine când mergem la grupe, dacă vezi o hârtie pe jos, tu ești primul care iei hârtia aia și o pui la coș, că noi îl slujim pe Dumnezeu, slujindu-i trupul, biserica. Dacă mergi mâine la grupe, tu să fii cel mai atent, să ridici mâna, să iasă cel mai bine programul de la grupe, ne rugăm pentru asta, pentru că tu slujești și noi îl slujim împreună pe Dumnezeu, slujind biserica. Dacă tu să fii la închinare, tu să nu vorbești, tu să nu ieși afară, tu să nu te plimbi în timpul slujbe, că noi slujim pe Dumnezeu, slujind biserica, trebuie să iasă bine. Și în momentul ăla, când faci din biserică, din trupul lui Hristos, din Dumnezeu, scopul comun al pruncilor tăi și a tău împreună, satisfacțiile unui program reușit, satisfacțiile măreției lui Dumnezeu care se vede în biserică, nu va crea o tensiune, ci va crea o satisfacție. Și împreună cu pruncii via casa mea și ce închinare extraordinară, ce puternic a fost prezența lui Dumnezeu, ce mesaj fain am avut la grupe, ce mult ne-a vorbit Dumnezeu, cum ne-a schimbat Dumnezeu viețile. În momentul în care învățăm alături de copiii noștri să slujim lui Dumnezeu, slujind biserica și să implementăm, să mentalizăm copiii noștri că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, că ei nu vin la biserică și există un staff, un număr de oameni care prestează servicii și ei consumă, ci că toți suntem mai să-L celebrăm pe Dumnezeu. În momentul acela se rezolvă această tensiune. Primul lucru și cea mai mare, cele mai multe tragedii s-au produs atunci când părinții au creat tensiune între biserică și copiii lor și copiii au zis, nu mai vreau să aud de Dumnezeu și de biserică. Totdeauna am mai bătut, mi-a zis să tac, mi-a zis să fiu cu minte, să nu fac aia, să nu fac aia, că mă văd frații, că mă duc la biserică, toate alea. Dar dacă reușești să-i induci în viața copiilor tăi, că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului și să slujești lui Dumnezeu, slujind biserica alături de copiii tăi, să faci din asta obiectivul comun al familiei tale, o să-ți vezi familia înflorind, dorindu-și să meargă bine lucrarea lui Dumnezeu, să meargă bine biserica și o să-ți vezi familia crescând. Al doilea lucru care are de-a face cu mărturia noastră publică în viața familiei, a pruncilor și a soțului, a soțiilor, este acesta. Expuneți copiii la experiență cu Dumnezeu, nu doar la informații despre Dumnezeu. Expuneți copiii la experiențe cu Dumnezeu, nu doar la informații despre Dumnezeu. Spune-mi și voi uita, arată-mi și voi ține minte, implică-mă și voi înțelege.
Filozofia vorbește despre două căi generale ale cunoașterii. O cale teoretică, informală, în care auzim multe lucruri și noi ținem minte o parte din lucrurile astea. Și o cale empirică, experimentală. Biblia ne spune că în cunoașterea lui Dumnezeu, cele două căi ale cunoașterii trebuie împletite. Psalmul 34:8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dacă eu vin în dimineața asta și vă spun cât de bun e Domnul cu mine și zic, vai ce bine merge, iară mi-au ridicat ăștia salariul la UAV, iară îmi schimb mașina, iară îmi schimb casa, iară nu știu cum, pe voi nu vă afectează cu nimic, ba din contră vă fac invidioși dacă eu vă spun cât de bun e Domnul cu mine. Însă dacă tu experimentezi o binecuvântare și te rogi săptămâna asta, vezi că Dumnezeu ți-a așezat lucrurile, că ți-a mărit și ție salariul, că ajungi și tu să trăiești mai bine, deja guști și vezi bunătatea lui Dumnezeu. Nu putem anumite lucruri spirituale despre bunătatea lui Dumnezeu să le avem numai teoretic. Noi trebuie să fim experimentali. Îți spun astăzi, învață să dai zicioala și o să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Vei face lucrul ăsta și vei vedea cum vei înflori economic, financiar în viața ta și experimentezi guști. Știi ce înseamnă să guști? Nu să mănci păsăturate, să guști. Știi? La început ca om înseamnă o viață de risc. Ok, faci un pas mic, hai să vezi, măsori apa cu Dumnezeu și când vezi că apa e caldă, că e bună, faci pasul 2, 3, 5, 7. Nu se poate doar teoretic în creștinism. Creștinismul e practic întâi și apoi teoretic. Însă la fel de bine, Biblia ne zice că după zona asta experimentală va trebui să avem și o zonă informală. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. Deuteronom 11:18. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbiți despre ele când veți fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Mărturia publică în viața de familie înseamnă că atunci când ai o problemă financiară cu soțul, cu soția, să n-ascunzi lucrul ăsta de copil, să nu fie el afectat emoțional. Vei crește un arogant și un om care nu va ști să prețuiască lucrurile. Pune-te și roagă-te împreună cu el. Zi, uite, trebuie să ne rugăm. Avem niște probleme cu bani, avem niște facturi mai mari luna asta. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă grijă de noi. În momentele în care treci prin anumite probleme de sănătate la locul de muncă, expune-ți copilul la problemele acelea și roagă-te împreună cu el. Când se rezolvă problemele alea, ia-l de mână și zice, acum postim să mulțumim Domnului. O, da, dacă 3 zile am postit ca Domnul să ne rezolve problema, după ce a rezolvat-o Dumnezeu, acum venim să-i mulțumim. În momentul ăsta tu l-arați pe copilul lui Dumnezeu. Tu nu mai vii și spui că Dumnezeu e bun, că iartă, că vindecă, că mântuiește, că rezolvă problemele. Nu, îl împliști pe copil în problemele tale alături de Dumnezeu, în experiența cu Dumnezeu și copilul va ști. Vreau să vă spun cele mai tare experiențele mele cu Dumnezeu au fost experiențele copilăriei. Pentru că întotdeauna memoria emoțională este mai tare decât memoria rațională. Ceea ce am simțit în momentele alea puternice, emoționale, sunt lucruri pe care le duc toată viața cu mine. Nu uitați-vă la oamenii care au trecut de prima tinerețe. Știu să spună cu exactitate, cu zi, cu ore, cu toate detaliile ce au trăit în copilărie. Dar nu mai știu să spună ce a fost săptămâna trecută. Dar pentru că momentele alea ale copilăriei s-au imprimat emoțional în mintea lor, le-au ținut minte. Învățați-vă copiii în experiență să le activați memoria emoțională cu rugăciune ascultate, cu lucruri în care îl văd vizibil pe Dumnezeu. Și o să vedeți că lucrurile astea vor rodi. Cum să trăiești viața de credință, mărturia în viața copilului tău? În primul rând, nu fă tensiune între Dumnezeu și între copiii tăi. Anulează tensiunea asta. Ia-ți copiii și împreună slujiți-l pe Dumnezeu, slujind biserica, implicați-i acolo. În al doilea rând, nu-i toca la nerv, nu numai le spune ce trebuie să facă, nu numai le spune despre Dumnezeu, arată-l pe Dumnezeu. El le-a spus o grămadă, i-a dat la școala cortului, le-a dat la școala de preoți, i-a dat la școala de 12 ani din iudaism, i-a pus învețe Tora pe de rost acasă. Dar niciodată Eli, probabil, nu s-a implicat intențional și zice că acum trebuie să-L cunoașteți pe Iahve. Haideți să vă arăt cum vine focul sacru pe jertfă. Haideți să vă arăt viața mea cu Dumnezeu. Prea mulți dintre noi ne rugăm și ne punem mâinile și mijlocim pentru oameni să-L cunoască pe Iisus și nu ne-am plecat niciodată pe genunchi cu copiii noștri să-i punem să spună rugăciunea păcătosului, să zică, Doamne Iisuse, te rog, vină în inima mea, iartă-mi păcatele. Idolatria pruncilor ne spune astăzi că pruncii n-au păcate, ba da, au păcate. În momentul în care știe să mintă, în momentul acela este păcătos, în momentul în care se naște lumea asta, se naște cu o natură păcătoasă, pentru că Adam a murit în Duhul lui și are nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care să-L învieze în Duhul lui. Copiii nu sunt inocenți. În momentul în care știe să păcătuiască, el trebuie să știe să și pocăiască. În momentul în care știe să spună prima minciună, trebuie să știe să-i pare rău de aia și să-L cheme pe Iisus ca Domn și Mântuitor.
Va trebui să reînvățăm, să ne punem pe genunchi împreună cu copiii noștri, să învățăm să-L cheme pe Iisus în viața lor. Al treilea mod general despre a ne trăi mărturia publică în viața creștină este acesta. Fiți atenți la autenticitate. Fiți atenți la autenticitate. Cel mai bine în universul ăsta ne cunoaște Dumnezeu. Apoi poate că noi și apoi familia. Cel mai bine în universul ăsta ne cunoaște Dumnezeu, apoi poate noi și apoi copiii și nevastă. Când copiii ajung adolescenți, primul lucru care îl reproșează părinților este lipsa de autenticitate. Că nu am fost cine am pretins că suntem. Când pruncii ajung adolescenți, ne spun următoarea frază: dar și tu faci așa. Nu v-au spus-o niciodată? Când îi spui: nu mai zic cuvintele astea, dar și tu le-ai zis. Nu mai da așa cu ușa, dar și tu ai dat așa. Nu te du în locul ăla, dar și tu ai făcut lucrul ăsta. Primul lucru care îl reproșează copiii adolescenți este lipsa de autenticitate. Că le cerem să facă lucruri pe care noi înșine nu le facem, oameni buni. Fiți foarte atenți la autenticitate. Copiii sunt cei mai mari critici. Ei sunt mici și tac. Ajung adolescenți, dacă sunt introvertiți, tac, dar undeva va exploda. Vom ajunge să vrem în biserică, nu? Și ne bucurăm enorm de oamenii care vin în biserică din exteriorul ei și se botează și zicem: wow, ce crește biserica, extraordinar! Dar vă spun că mă doare inima când văd copii din biserică care nu mai vin în biserică. O, da, e o bucurie în cer și pentru noi că se pocăiesc mulți din afară, dar întrebarea e oare cât se pierd din interior? Va trebui să ne punem problema mărturiei noastre publice acasă, în cel mai intim moment, că pruncul și nevastă te vede când ți-o crescut salariul, cum te comporți, și când șeful ți-o tăia din salariul pe nedrept, cum te comporți. Te vede când ești furios, când te comporți, te vede când ești trist, cum te comporți, te vede când ești obosit, când ești anxios, te vede când ești bolnav și când ești sănătos. Și copilul va vedea cine ești tu cu adevărat. Și când va crește, copilul va zice: nu vreau să fiu așa. Mărturia publică nu înseamnă să ieșim toată ziua pe stradă, să vorbim oamenilor despre Dumnezeu, să-i batem la cap, să facem un prozelitism de care fug toți oamenii. Mărturia publică înseamnă și începe în familia ta. Poți să vii să-mi cânti, să-mi predici, să-mi dai îndemnuri, câte vreme tu strigi acasă pe copiii tăi și pe nevasta ta, n-ai nicio putere în mărturia ta. Pruncul tău va crește și va zice: eu nu-l vreau pe Dumnezeul tatălui meu. De ce? Că a fost un fals. Că în biserică ne ducea pe toți aliniați, ne punea să facem nu știu câte lucruri și acasă, ce s-a întâmplat? De acolo începe mărturia publică. În al doilea rând, oameni buni, după ce rezolvăm în casele noastre, după ce suntem cine vrea Dumnezeu să fim în familia noastră, cu mărturia noastră publică, că abia de acolo începem să ne influențăm, va trebui să avem grijă la mărturia noastră publică creștină în social media, în mediul online. Atunci când vorbesc de social media, vorbesc despre rețelele acestea de socializare din mediul online. David Paul Tripp, un autor creștin, pastor, un om foarte influent și puternic în lucrarea lui Dumnezeu, a scris următorul text într-un articol: Should Christian be on social media? Și zice așa: iubesc social media pentru că îmi place ceea ce a făcut pentru capacitatea mea și a echipei mele de a duce Evanghelia la oamenii din întreaga lume. Zilele trecute am stat în mica mea sufragerie și am scris pe Twitter Evanghelia, iar până la orele 12:30 la prânz, 40.000 de oameni au văzut acele tweet-uri. Ce lucru minunat este acesta! Dar acest lucru frumos, social media, este și un lucru extrem de periculos. Este periculos din punct de vedere al autorității. Este periculos în ceea ce privește la ce îmi este expusă inima. Este periculos în ceea ce privește comunicarea. Și este periculos în ceea ce privește administrarea timpului. Atunci când ne uităm la social media, Facebook, Insta, YouTube sau orice altceva, vedem un beneficiu excelent. Și noi ca biserică suntem activi și câștigăm oameni prin social media. Avem oameni la botezurile noastre, chiar și la ultimul botez, care s-au botezat pentru că au auzit Evanghelia online, au făcut mai apoi cateheza online. E Dani cu Alina aici din Irlanda, la celălalt botez ne-am botezat tot în zona asta online. Ne bucurăm mult de ce se întâmplă. Însă social media este extrem de periculoasă din cauza celor patru factori pe care Paul David Tripp i-a menționat. În primul rând, autoritatea. În viața reală, ca să fii o voce, ca să ai un mesaj pe care oamenii să-l asculte, tu trebuie să fii validat de ceva în spatele tău.
trebuie să ai niște realizări în spate. Dacă voi ați venit în dimineața asta la Eclesia, într-un număr mare și la primul program și la al doilea și am pus scaune și așa mai departe, e pentru că ceva validează biserica asta și ceva validează slujirea și predicarea mea. O biserică vie, o biserică despre care ați auzit un număr de oameni, vieți transformate, schimbate. O școală în spate și multe lucruri care validează și ziceți, ok, merită să mă trezesc duminica, să nu mă duc la ștrand, să mă duc să-l ascult pe Oti, că îl validează. Are ceva în spate, niște realizări care îl validează. Însă în social media nu este așa. În social media orice om poate să scrie orice lucru, să-l promoveze bine, să pună bani acolo în promovarea lui și lucrul acela să ajungă viral, să ajungă la zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni, orice om, fără nicio realizare în spate, fără să aibă nimic care să-l valideze. Și atunci, foarte mulți oameni cred lucrul ăla și ajung să creadă ce a spus omul acela. Dacă e un lucru interesant, un lucru catch, un lucru captivant, în momentul ăla crezi fără să știi cine e în spatele acelei postări. Așa apar fake news-urile și așa apar multe lucruri care ne manipulează și social media este una dintre cele mai puternice arme în manipulare. Paul David Tripp zice așa, primul lucru grav cu social media este autoritatea. Nu știi cine sunt oamenii care transmit acele mesaje, cine sunt ei în viața reală, ce îi validează sau invalidează ca autoritate. Al doilea lucru, al doilea pericol mare în social media este la ceea ce îți expui inima. La ceea ce îți expui inima. În lumea reală lucrurile stau altfel. În lumea reală vreau să ascult o predică, aleg să mă duc la biserică, știu că la biserică primesc predică. Vreau să ascult muzică clasică, mă duc la filarmonică, ascult muzică clasică. Vreau să mă duc într-o zonă a păcatului, a senzualității, a pornografiei, așa mai departe, te duci într-un club de noapte și mergi targetat acolo și îți alegi lucrurile. În social media nu e așa. În social media, în momentul în care ai dat scroll la Facebook sau la ce vrei tu, poți să treci de la o predică direct la un lucru păcătos care îți afectează sufletul, mintea, la niște imagini care te afectează, la niște informații care produc anxietate și la tot felul de lucruri păcătoase. În social media lucrurile sunt amestecate, ele nu sunt categorisite. De ce? Pentru că diavolul folosește capcana asta în viața multor oameni. Paul David Tripp zice, frica mea una este de autoritate, nu știu cine sunt oamenii care scriu ceea ce scriu și în al doilea rând mă expun la o grămadă de lucruri și cu fiecare scroll pe care îl dau pe telefon sau pe laptop sau așa mai departe, pe tabletă, mă arunc într-o lume în care eu nu vreau intenționat să intru, dar ajung acolo. Și atunci decizia de o secundă îți decide veșnicia, curăția sufletului sau păcatul. O altă problemă care o semnalează David Tripp este comunicarea. Studiile arată, și când am pregătit acest mesaj, am citit câteva studii pe zona asta, că în mediul online, fiecare dintre noi suntem predispuși în comunicare să vrem și să facem lucruri pe care niciodată nu le-am face cu un om care se află față în față cu noi. În momentul în care ne-am ascuns în spatele tastaturii și a unui ecran, în comunicarea noastră, suntem predispuși să facem lucruri și să vrem lucruri care niciodată nu le-am face și nu le-am vrea atunci când stăm și ne uităm unul în ochii celorlalți. Și comunicarea aduce o zonă păcătoasă, o zonă în care aluneci pentru că tu nu mai ai identitatea aceea, tu nu mai ai rușinea aia, nu mai interacționezi fizic. Și ultimul lucru pe care David Paul Tripp îl arată ca și pericol a acestei unelte extraordinare de evangelizare a lumii de mărturie publice este administrarea timpului. Datorită informațiilor aproape de infinit ale internetului, a stimulilor de media și a modului în care creierul nostru receptează și a dopaminei care vine în organismul nostru în momentul în care găsim ceva nou, ceva interesant pentru noi, timpul zboară pe lângă noi. Câți dintre noi n-am experimentat că când stăm 10 minute pe telefon și am stat jumătate de oră? Pentru că creierul nostru a lăsat dopamină, au fost lucruri care ne-au interesat, au început să curgă informațiile, am citit mai mult, mai mult și a trecut timpul pe lângă noi. Acum, dragii mei, scurt, pe repede înainte, vreau să vă spun câteva sfaturi cum să ne trăim credința publică în mediul online. Pentru că trebuie să recunoaștem că în ultimii 10 ani social media, internetul a luat o asemenea amploare că niciodată nu se va mai întoarce înapoi.
Deja nu mai citim ziarele tipărite pe hârtie, nu? Nu mai cumpărăm reviste, totul e online. Deja nici cărți nu mai îmi cumpăr, nu? De mult mi-am luat un soft cu 28.000 de cărți, care am zis că n-ai rost să umplu 4 camere de cărți, 5 acasă. Și le-am cumpărat și totul e online. Și deja suntem în zona asta. Noi va trebui să fim ca biserică din ce în ce mai activ în zona asta, dar va trebui să știm cum să fim activ. De aceea v-am pregătit câteva sfaturi practice, aplicații, să știți cum facem lucrurile astea, să fim eficienți și mărturia noastră publică să nu ne afecteze viața noastră cu Dumnezeu, ci din contră să ducem plus valoare în lumea asta și oamenii să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Primul lucru, în social media. Fă-ți un plan al activității tale în social media. Fă-ți un plan al activității tale în social media. Biblia ne învață că trebuie să planificăm lucrurile. Nu poți lăsa mintea ta cu cârma liberă pe oceanul online-ului și să speri să ajungi la portul dorit. Nu poți să navighezi, da, cu mintea ta, cu ființa ta în internet, fără să ai un plan și să vrei să ajungi la punctul dorit. Pentru că oceanul și valurile te duc în toate părțile. Nu poți să stai pe internet fără să ai un plan bine făcut și să vrei să rămâi integru, să fii puternic, să fii mai informat, să fii cine trebuie să fii. Primul lucru care trebuie să-l decizi în planul tău este acesta. Ce subiecte voi aborda? Ce mă interesează pe mine pe social media? Nu pot să stau haotic și tot ce vine în feed-ul meu să dau click pe ele. În momentul în care dai click la anumite vedete, e clar că te vor arunca într-o zonă a senzualității. În momentul în care dai click la anumitor oameni politici, e clar că te vor arunca în anumită zonă politică. În momentul în care te vei da click pe o zonă de business, te va arunca acolo. Nu poți să le amesteci toate. În momentul în care le-ai amestecat toate, în mintea ta și în inima ta sunt lucruri amestecate, Dumnezeu urăște lucruri amestecate și sunt păcătoase din start. Tu trebuie înainte să intri în social media să te gândești în ce zonă vrei și ce subiecte vei aborda. O, da, sunt în social media pentru că vreau devoționale, predici. Sunt în zona asta, vreau business în zona asta. În momentul în care lași lucrurile libere, cu siguranță îți va apărea o reclamă, îți va apărea un lucru care îți va pângări integritatea ta, îți va pângări sufletul tău. Al doilea lucru care trebuie să fie în planul tău foarte clar este cât de des te vei implica în discuții pe social media. Cât de des scoți telefonul și te uiți pe Facebook, pe YouTube și pe toate alelalte. În momentul în care ești activ și postezi, nu? Instinctul este tot la 5 minute să vezi, am mai primit un like, am mai primit un comentariu, ce-o zis X, ce-o zis altul. În momentul în care îți faci un plan, trebuie să stabilești clar, ok? De 2 ori pe zi îmi iau timp de jumătate de oră și răspund la comentarii, mesaje și așa mai departe. Dacă n-ai planul ăsta, o să vezi că toată ziua nu faci altceva decât ca telefonul să fie prelungirea mâinii tale și toată ziua să fii cu telefonul în mână. Fă-ți un plan al activității tale, ce subiecte vei aborda, cât de des te vei implica, cu cine te vei consulta pe temele controversate. În social media apar teme controversate, despre homosexualitate, despre politic, despre familie, despre o grămadă de lucruri. Va trebui să dai un răspuns. E bine ca în social media să nu scoți viața publică până nu stai bine, nu o gândești bine și o scrii bine. Paul David Tripp, am studiat mult pe zona asta, povestea despre un post de-a lui pe o temă politică care era să-i rupă biserica. Oamenii s-au tulburat foarte tare pentru că el public și-a expus părerea politică fără să-și dea seama că de fapt el este un influencer și oamenii l-ascultă și a ajuns la un lucru extraordinar de grav. Apoi, un lucru foarte important în planul tău este pe cine vei urmări, la cine dai follow. Dacă vei da follow la actori, la oameni de televiziune și așa mai departe, crede-mă, 100% vei ajunge într-o zonă a sexualității, a pornografiei și a senzualității. La cine dai follow? Dacă dai follow la John Maxwell, la John Piper, la Rick Warren, dar nu știu care, cu siguranță oamenii ăștia niciodată nu se te arunce într-o zonă de pornografie și de așa mai departe, ci te vor duce într-o zonă de dezvoltare spirituală și așa mai departe. Decide la cine dai follow. Cine sunt prietenii tăi din lista ta de social media, îmi spune mie cum ți-e inima ta. Pentru că focul care arde în inima ta te va pune să dai follower în anumite zone și tu vei zice, nu, că eu nu dau niciun click pe site-uri pornografice sau așa mai departe. Dar urmărind anumiți oameni, tu în interiorul tău știi că te vor duce acolo și te aduce să cazi în zona aia. Fă-ți un plan, în planul tău, să știi ce subiecte abordezi, cât de des ești pe social media, cu cine te consulți pe temele controversate și pe cine urmărești. Nu poți să lași o barcă cu cârma liberă și să vrei să ajungă în port la Constanța. Nu, dacă e cu cârma liberă, valurile o vor duce în stânga, dreapta până o vor sparge. Așa e și cu viața pe internet. În momentul în care n-ai un plan, dezastru.
vei fi spart, vei ajunge în iad. Că n-ai cum, dacă n-ai plan, dacă n-ai direcție, dacă n-ai GPS-ul. Al doilea sfat, adu-ți mereu aminte în social media că tu ești un creștin chiar și în mediul online. Adu-ți mereu aminte că tu ești creștin chiar și în mediul online. 1 Petru 3:15. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Lui Dumnezeu nu-i pasă doar de ceea ce spui, ci și de modul cum spui. În social media avem oportunitatea să reacționăm la politici, la politici gay, la politici de toate felurile. Nu-i important doar ce spunem, ci și felul în care spunem anumite lucruri. Nu trebuie oameni buni să interacționăm ca niște creștini. Noi trebuie cu teamă, cu un cuget curat și cu blândețe să răspundem acestor oameni. Adesea ne angajăm în lupte politice, adesea ne angajăm în tot felul de chestii și nu se vede Hristos în noi. Adesea am văzut în jurături pocăiești, da, pe Facebook și pe YouTube și așa mai departe. Oameni care nu i-au zis lui ăla să se ducă celui rău sau mai departe, dar i-au spus în cuvinte pocăiești lucruri mai rele decât atât. Nu contează că ai dreptate sau că n-ai dreptate. Nu contează că ăla e om bun sau om rău, că face rău sau bine din perspectiva ta. Da, tu trebuie să-ți aperi credința, să spui ceea ce crezi, dar să spui într-un mod în care va dovedi că tu ești un creștin, cu blândețe, cu teamă și cu cuget curat. După ce ai scris lui ăla comentariu, ar trebui să dormi bine, ar trebui să fii liniștit, cu blândețe, cu cuget curat, cu teamă de Dumnezeu, am scris lucrurile astea. Al treilea sfat în social media: fii grabnic la a afla adevărul, încet la a-ți posta părerea și zăbavnic la a da share. Iacov 1:19. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Apar tot felul de știri. Primul lucru care îl fac creștinii și în care își distrug mărturia publică este share-ul. În momentul în care a apărut o știre acolo și știrea senzațională, n-așteptăm să vedem, băi, adevărată sau nu adevărată, ci imediat îi dăm share. În lumea asta există fake news, oameni buni. În lumea asta nu trebuie să credem tot ce apare în media, în social media. Va trebui să fim grabnici și zicem, ok, stai să mai aștept, hai să verific, e adevărat ce scrie despre omul ăsta. Nu să dau share așa mai departe. Puneți întrebările următoare, cunosc întreaga poveste? Când scrie ceva rău despre un politician, despre o vedetă sau așa mai departe, zic, cunosc întreaga poveste înainte să dau share. Dau share pentru că e adevărat ce scrie despre acest om sau că îmi doresc eu să fie adevărat. Că tot timpul mă fă mie ciudă pe el, că eu mers bine, că a avut bani, că a avut faimă. Am știut eu că e ceva putred acolo. Lasă să știe toți cine-i. Și împrăștii cu noroi și dau mai departe. Ajută în mod real răspândirea acestei știri sau nu ajută în mod real? Puneți întrebările astea. Încearcă să afli tot adevărul, fii grabnic la afla adevărul, încet la-ți posta părerea și zăbavnic la dar share. Nu te grăbi. Apoi un al patrulea lucru foarte important pe care vreau să vă spun este acesta. Amintește-ți mereu că social media nu e viața reală. Amintește-ți mereu că social media nu e viața reală. Orice platformă de socializare online funcționează pe bază de algoritm. Da? Îți va da totdeauna ceea ce ceri. Dacă tu ai scris pe Google, pe Facebook, pe YouTube sau pe orice altă platformă de social media despre războiul din Ucraina, feed-ul tău va fi plin cu războiul din Ucraina. În lume se întâmplă alte 1 milion de lucruri bune. Tu vei ști numai bombe, numai război și numai moarte. Dacă tu stai și scrii numai despre COVID-19 și valul al 6-lea sau câte o fi el, feed-ul tău va fi plin numai de COVID și tot vei uita. Și am stat de vorbă cu oameni în anxietate și depresie, că nu se mai bucurau de lumea din jur și nu mai vedeau cele 1 miliard de lucruri bune și vedeau numai acolo ce era în feed-ul lor, cele de Facebook. Oameni buni, ascultați-mă, social media nu e lumea reală. Social media te trage într-o bulă și algoritmii îți livrează ceea ce ai căutat. Și pe ce cauți mai mult îți dă tot mai mult. Și pierzi frumusețea lumii și a bucuriei cu Dumnezeu că tu ești prins acolo în nebunia aia. Și atunci mărturia ta publică, începi să postezi, să dai share, creezi spaimă, teamă și ajungi depresiv. Și nu uitați că mai există un lucru excelent de bun care noi ca și creștini trebuie să-l facem în social media. Primul, fă-ți un plan al activității tale. Care e portul în care vrei să ajungi cu social media? De ce stau pe online? Vreau să mă ajut biserica să șeruiesc ce se întâmplă în eclesia, vreau să ascult predici, vreau să ascult chestii faine de business, de politică, așa mai departe, sau mă las liber și atunci nu se poate ca sufletul meu să nu fie infectat. Fă-ți planul, pe cine urmărești, cât timp stai, care subiectele. Apoi, amintește-ți că tu ești creștin. În momentul în care răspunzi, postezi, tu trebuie să fii creștină din identitatea ta și să o faci într-un mod demn de credința ta. Apoi, fii grabnic să afli toată povestea înainte de a-ți posta
părerea personală și înainte de a da share. Apoi amintește-ți că social media nu e viața reală, e doar o bulă, că algoritmii îți livrează ceea ce ai căutat tu și nu numai lucrurile astea se întâmplă în lume, ci lumea e mult mai frumoasă și Dumnezeu are mult mai multe lucruri decât asta. Și în al cincilea rând, practică postul de social media constant. Practică postul de social media constant. Știți ce e postul? Postul este detoxifierea sufletului și a trupului. Intermittent fasting a luat premiul Nobel pentru cea mai bună metodă de detoxifiere a trupului, de slăbire, așa mai departe, nu? Că atunci când postim, toxinele ies din trupul nostru. Din punct de vedere spiritual, Biblia ne învață că trebuie să postim constant ca să ne detoxifiem sufletul. Să ne gândim la Dumnezeu, să citim Biblia, să ne rupem cumva de lucrurile din lumea asta și să ne focusăm pe Dumnezeu. E tot așa și cu social media. Avem nevoie ca emoționalul nostru, avem nevoie ca psihicul nostru să facă post de social media. Ia-ți o zi pe săptămână în care nu deschizi social media indiferent de ce se întâmplă. Ia-ți o zi pe săptămână în care nu te uiți la lumina albastră a ecranului care îți creează insomnii, care îți creează tot felul de stări de agitație. Ia-ți o zi pe săptămână în care nu-i dai voie diavolului și algoritmilor să-ți arunce acele informații pe care tu le-ai căutat. Fă detox și o să vezi cum viața ta va înflori. O să vezi cum viața ta cu Dumnezeu și mărturia ta publică va înflori. Știți de ce? Am să vă explic și după aia închei. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi, într-o săptămână, 7 zile, de câte 24 de ore fiecare zi. Nici unul dintre noi nu poate să aibă într-o săptămână 8 zile și nici unul dintre noi nu poate să aibă într-o zi mai mult de 24 de ore. Ei, conform Bibliei, timpul ăsta limitat de o săptămână, că noi trăim ciclic, da? În săptămâni, că așa a făcut Dumnezeu creația, în ziua 7 și așa mai departe. În timpul ăsta, Dumnezeu ne-a dat 3 zone în care să ne investim ca timp. O primă zonă e relația cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu. Timp devoțional, rugăciune, închinare comunitară în biserică, proiecte, slujirea lui Hristos slujind biserică. Apoi Dumnezeu ne-a dat o doză de timp să-L investim în relații, în oamenii de lângă noi. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, tot cugetul, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și a treia zonă, să o investim în muncă. Munca e o binecuvântare pe care ne-a dat Dumnezeu. Înainte de căderea omului în păcat, Dumnezeu l-a pus pe Adam să muncească. Asta am făcut perfect, te întâlnești în fiecare dimineață cu mine, ești într-un mediu perfect în Eden, acum tu trebuie să păzești grădina și să o lucrezi. Munca e de la Dumnezeu, înainte de păcat. Munca nu are a face cu păcatul. De-aia Biblia zice, cine nu muncește să nu mănânce, pentru că e de la Dumnezeu. Sunt cele 3 zone, relația cu Dumnezeu, relația cu oamenii și munca. Bineînțeles că aici va trebui să includem zonele noastre de odihnă și așa mai departe. În momentul în care noi nu știm să integrăm social media în zona asta a relației cu Dumnezeu, a relației cu oamenii și a muncii noastre, în momentul acela social media ne fură de undeva timp, ne mâncă viața, undeva ne privează de a fi cine ne-a gândit Dumnezeu să fim. În momentul în care tu stai 3 ore pe social media, 5 ore pe social media, tu nu mai ai cum să ai o relație bună cu Dumnezeu sau cu copiii sau să fii eficient la muncă. Tu ai pierdut vremea, social media ți-a furat de undeva, că timpul e limitat, că nu poți să mai adaugi la sfârșitul zilei ce ți-a mâncat Facebook-ul, să zici, la 12 noapte nu se încheie ziua pentru mine, o mai fac până la 3 dimineața, nu. În momentul în care ai făcut-o până la 3 dimineața, ești obosit și nu mai ești eficient a doua zi și trupul tău cedează. Va trebui să înveți să fie organizat în zona asta. Ne cheamă Dumnezeu la mărturie publică. Biserica primară a crescut din cauza mărturiei publice. Dar mărturia publică nu începe de la locul de muncă, nu începe de pe stradă. Mărturia publică începe de la pruncii tăi și de la nevastă ta. Atâta ești de pocăit cât zice nevastă ta și pruncii tăi despre tine. Atâta ești de pocăit, nu cât zic eu ca pastor, nu cât zic oamenii de pe stradă, cât zice nevasta și pruncii tăi. Dacă vreți să știți cât de pocăit un om, întrebați nevasta și pruncii. Îi pocăit sau nu-i pocăit? Și dacă tace, să știți că nu-i pocăit. Mai o mărturisire și termin. Când aud o chestie, nu? Pastor, trebuie să iau decizii și operații fără anestezie, nu numai cu anestezie și cu duhul blândeții. Și îmi spune cineva,
uite, trebuie să intervii, s-a întâmplat ceva, un caz din biserica ta. Unul din lucrurile pe care le fac, știți care sunt? Mă uit pe profilul lui de Facebook și de Insta și știu cum e inima lui. Vă spun din profilurile voastre cine e depresiv, cine e aproape de Domnul sau cine e într-o zonă alunecată deja. Din profilul vostru, vă știu, spune din ultimele 3 postări, cum e viața voastră cu Dumnezeu? Atât de simplu. Și nu pentru că sunt deștept sau îmi daruri spirituale, ci pentru că în zona de social media se vede la fel de bine credința voastră ca și în viața voastră de familie. Ne dorim, oameni buni, să fim binecuvântați, să crească Eclesia și mai mult, să se mântuiască oameni de afară, miile, cu zecile de mii, în online până la marginea pământului, dar vreau copiii mei să fie cu mine în cer. Dar vreau copiii voștri să fie cu noi în cer. O, excelență, trebuie să fim intenționali în a mântui lumea. Dar dacă pruncii voștri din Eclesia n-ajung în cer, suntem falimentari, am pierdut. La fel de intențional sau și mai intențional decât suntem cu oameni de afară, trebuie să fim în casele noastre. Nu numai să le spunem despre Dumnezeu, ci să-L cunoască personal pe Dumnezeu. Să creez context în care să-L cunoască. Și apoi în social media și în tot ceea ce se vede, Hristos să fie glorificat. Și omul ăla de la marginea pământului să zică, mamă, și eu vreau să-mi duc la biserica lui ăsta, și eu vreau să ascult păstorul unde ăsta, uite ce postează, uite ce fain postează. Dar aici să nu cădeți în extrema aia la altă unde să puneți macești de cafea și nu știu ce versete. Nu, că nu mai avem răbdare cu ele, nu. Lucruri frumoase puneți, din inteligența Duhului Sfânt din voi, să ne faceți frumoși și zilele frumoase. Haideți să ne ridicăm. Vreau să ne rugăm cu toți. Pentru că duminica trecută am avut eveniment, a fost botez, vom lua astăzi cina Domnului. Așa că vreau să ne pregătim sufletele pentru momentul acesta. Să spunem, Doamne, suntem aici, Doamne. Am stat în fața cuvântului Tău, Doamne. Un cuvânt poate puțin altfel ca de obicei, dar un cuvânt care întotdeauna ne ajută să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și Hristos să ia mai mult chip în fiecare dintre noi. Haideți să stăm, să spunem, Doamne, ne pocăim de greșelile noastre, dar în același timp credem, Doamne, că prin Tine suntem mai mult decât biruitori. Credem că prin jertfa lui Iisus Hristos de la Golgata suntem neprihăniți și avem dreptul de a sta la masă cu Domnul aici și într-o zi în cer cu regele regilor și Domnul domnilor. Haideți să ne rugăm cu toții.